Nu mai fiind la niciun casting niciodată, că asta e o greșeală. Cum faci mai multe clipuri e bine și să te mai duci la multe castinguri sau ca la interviuri pentru job. Ce e ăsta aia? Nu, omule, mă și-o scâmbați. Fac eu filmul meu, fac eu. Uite, mai are curaj. Nu mai îndreaptă. Dar și mie, bă, că tu mi-ai zis cu poftă de iuțeală. Să nu ne sun dimineața, că ține o mâine dimineața. Îmi curg și muci. Pe Ralu, să o înjur că ia-o venit cu ideea. dragilor, bine ați revenit la Timișoara Film Society Podcast Am ajuns la episodul cu numărul 7 Și de data asta, din nou, cum ne place nouă, schimbăm cadru Suntem în trei pentru prima dată cu Florin Rogojinaru Și draga mea colegă Alisa Roteliuc Care mă va ajuta să aflăm povestea din spatele băiatului cu film Și să mă faceți praf cu filmele românești A, Să vedem asta Eu aș fi vrut să beau, da? Da, no, nu, dar, nu se atunci, oh. da. E al podcast la rând fără alcool. Nu, trebuie să ne dezobișnuim de asta. Să revenim la, la normal. Dorim, cum a început povestea ta? Mă interesează... Uite, ți amintești primul tău video pe care l-ai filmat? Legat de film. A, deci povestea mea în mediul online. Da. Păi povestea mea în mediul online a început în pandemie. Că am mai spus povestea și mi ușor să o recapitulez așa. Eu am început în pandemie când, place mie să spun, s-au terminat unele lucruri, au început altele. Că s-a terminat asta cu întâlnitul, cu prietenii, cu ieșitul, cu băutul și atunci am stat toți în casă. Eu și aveam un job în care trebuia să călătoresc foarte mult, să mă duc la clienți, la vizite. Pentru că a venit pandemia, a trebuit să stăm în casă. Și atunci în casă mi-am dat seama că aveam foarte mult timp liber pentru că nu mai ieșeam și nu ne mai vedeam între noi oameni așa în realitate doar virtual. Aveam foarte mult timp morți, timp morți așa și nu făceam nimic. Și vedeam eu că oamenii au succes pe YouTube, pe atunci a apărut se TikTok-ul și așa m-am apucat. Și am zis, bă, dacă alții au putut să facă, eu cred că măcar să încerc, dar dacă alții au putut, sigur o să pot și eu. Că e doar chestie să te ții, să fii consecvent acolo să postezi. Și așa a început. Și eu prima dată n-am avut treaba asta cu TikTok-ul. Pe bine TikTok-ul m-a crescut foarte mult, dar eu am început cu YouTube-ul. Okay. Am postat pe YouTube ce mi se părea mie interesant și mi-am dat seama că nu se uita decât mai mi- frate meu <coughs> și aia dacă le aduceam eu aminte. A vedeți că am postat. Nu știam ce înseamnă vertical, vertical și portret. Că eu le trimiteam, nu știu, unui grup de 15-20 de prieteni și vedeam cam 10 vizualizări. Știam, bă, unii nu v-ați uitat, adică era clar că dacă am trimis la 20, ar trebui să am măcar 20 de clicuri. Nu, aveam 10-15 și atunci ușor, unul mi zicea, bă, vezi că nu te auzi bine. Zic, a, nu mi-am notat, trebuie să am grijă la sunet. Unii vezi că nu te vezi bine, vezi că e blurat, vezi că pe YouTube tu trebuie să te filmezi așa cu telefonul dacă n-ai cameră. Și zic, a, și așa ușor, ușor am învățat și am vrut, tai că vorbesc eu mai, ai altă întrebare sau? -mi Și uh, mi-a uh, am citit eu, că tot mă documentam ca să văd cum să cresc pe YouTube ca să fac, ba să fac bani, că intenția mea era să monetizez sau să fac mai multe vizualizări și mi-a dat un punct. Am, am, găsit o chestie că ar fi bine să te asociezi cu unii mai mari decât tine, care au mai mulți urmăritori, care fac vizualizări. Și atunci am început să le scriu pe Instagram. Căutam creatori de conținut din România și nu mă aruncam și eu la Shelly, Doream Popa. Căutam cu 50 de mii, cu 10 mii, cu 20 de mii, micuți, care au început poate de curând, ca și mine. Și eu, o tipă mi-a zis că să vorbesc cu managerul ei, că ea nu poate să facă clip cu mine. Și avea 20 de mii de urmăritori și avea manager. Și zic, mamă, ce serioasă e treaba de așa, micuța e manager. În fine, și băiatul ăla a fost super de treabă și mi-a zis, nu știu cu ce conținut poți să te, te asociezi, că eu nu aveam un nișă, nu făceam, făceam, ce mi se părea mie interesant. Și mi-a dat un pont, apucă-te de TikTok. Că TikTok în 2020 cam a început să se întâmple în România, din, tot așa din cauza pandemiei. Și le mi-a zis, ia postează tu ce ai postat pe YouTube pe TikTok. Mamă, păi și atunci am pus și am făcut eu cut de la clipurile mele de pe YouTube și le-am postat pe TikTok și eram șocat efectiv când un clip îl postasem dimineața și seara avea 70.000 de vizualizări, era huge să faci 70.000 de, de vizualizări, nou nouț, adică aveam 1.000 de urmăritori. Și după aia mi-am dat seama că asta e treaba. Și după aia început, nu am mai postat pe YouTube. Am postat doar pe eu și lucrând, mi-era greu să mai să fac clipurile pe YouTube, după aia le punele pe TikTok. Așa făceam direct de pe telefon pe TikTok și așa am crescut. Iar căutând și învățând, am postat cantitate la început. 5-6 clipuri pe zi postam eu. Mult, mult, mult rău, da dar erau și mai ușoare, adică nu ca acum să-mi pun subtitră, să am tranziții, să... Nu, atunci puneam green screen în spate și vorbeam, asta este nu știu cine. La un moment dat țin minte, nu știu să zic când, dar tot în timpul pandemiei că am găsit un video cu tine, nu știam cine e sau așa Dar țin minte că era despre un film foarte nișat Eu în general caut filme nișate, ți-am zis și de filmele horror, mă uit la filme horror Astea comerciale la mine e cam marvel acolo sus, dar în rest îmi place să mă uit și horror cam nișate că asta e Cum ți-a venit ideea asta? Pentru că ai avut un calup? de filme mai greu de găsit pe care le recomandai? Și pentru că îmi trebuia cantitate, îți dai seama, orice film pe care mi-aduceam minte că l-am văzut eu acum 10 ani sau 5 ani și știam că a fost bun, făceam clip despre el, adică nu trebuia să fie un film care a apărut astăzi sau anul acesta și având 5-6 clipuri pe zi, mi era foarte ușor să găsesc conținut și filme, mai făceam topuri, că alea prindea orice top faci, prinde, dar mai făceam clipuri în care spuneam oamenilor să-mi lase comentarii. Și atunci, dacă eram un pană de idei, nu știam despre ce să fac, luam un comentariu și răspundeam cu video direct la comentariu. Și iar algoritmul te răsplătește că tu cumva stai tot în platforma lor, ei comentariu de acolo. Pe TikTok oricum e și ok să, 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 să răspunzi, da, da, și să răspunzi oamenilor. Și, și răspundeam și la comentarii de hate care mă mai înjurau și după aia oamenii intrau și pe comentariul ăla și le înjurau pe ăla și că era super tare. Deci tot eu făceam despre, despre, filme pe care le-am văzut eu mai de mult și după aceea mai luam și uh, recomandări de la cei care mă urmăreau că de multe ori n-am început cu filmele. Eu am început, făceam curiozități despre actori, actori care au trăit pe străzi și au ajuns celebre, actori care n-au făcut școală de film, dar au, sunt super celebri acum. Și tot așa, adică diferite curiozități. Care e criteriu după care, principal, că mă gândesc că ai un criteriu principal, mă gândesc că, nu știu, nu iei toate filmele la rând. Nu, eu mi-am făcut acum un motto și zic așa, mă uit eu la filmele proaste ca să le recomand doar pe cele bune. Că de aia nevastă mea, am mai spus iar povestea asta, nevastă mea nu se mai uită cu mine la filme, că ce că mereu le leg pe cele proaste. Dar acum încerc când e și ea să caut un film despre care am văzut eu că e bun la alții și să ne uităm la ăla, numai bine după aceea pot să fac și eu clip. Bine, deci asta che e. chestia asta cu filme bune, filme proaste, oricum e... Exact. Neapărat că Define unii de se star. uită și da, și spun bă ce film bun, altul se uită bă ce film de căcat, dar... Îl uh, no. înțelegem e diferit, puteți să da, ne uităm, da. adică ne uităm noi trei la același film, cine exact, la exact. La exact, exact, tu ție, ți ți-a plăcut ceva, mie altceva și tu votezi faza care mie mi-a plăcut și m-a impresionat pentru tine să fii. chiar, nu te-ai gândit să faci din asta? Hai să vă recomand cel mai prost film. nu da, mai de da. Mai ai unii, recomandele filme la care să nu ne uităm. Mamă, și rupeau alea. Am zis, orice ar fi, nu dați play la film. Și ni le lăsau. Prea târziu, prea târziu, târziu m-am uitat da, deja. Nu da, intenționat. Da. Uh, în general, mie mi se pare la asta cu filmele că în funcție de gen. E așa? să. Adică, nu știu, pe mine nu mă atrag uh, filmele romantice sau prea siropoase, mă oblicțisește. Uite, vă avui 200 de excepțiile atunci că fetele pe TikTok când am făcut clip despre 365 era de pe Netflix. E un fel de 56 Shades of Grey, știi? Cu aia doi, cu care el e super sexy. Știi povestea? O plimbă cu elicopterul. Știu povestea, știu ideea, am văzut trailerul, dar nu m-am uitat că nu e Și nu sunt nici genul meu de 56 Shades of Grey e un film bun, primul. Al doilea are deja la cu Darker, nu mai era bun, dar 365 au vreo patru părți deja. N-am nicio treabă, adică nici eu nu mă uit la ele, adică nu m-aș fi uitat la ele, pentru că e, iară, un macho-men care ia. Deci da. de ce, super clișei, că de-aia nu-mi plac, mie nu-mi plac filmele, super. Dacă un el și cu o ea se, încea, se ceartă la începutul filmului, e clar că la final sunt împreună, la mijloc pe aici, se împacă puțin, iar se mai ceartă și la final se iubește și s-a terminat filmul. 33 no. Trei, trei, da, exact. Ca adică. Cum și cum ai zis tu, de, de obicei fetelor le plac filmele romantice, băieții sunt cu acțiune cu bătăi așa filme cu bătăi. Și mi cu horror. Da, mie, horror. îmi plac bătăi. filmele bazate pe povești reale. Și mie asta. Mie mi da, se da, pare că, că chiar întâmplat ceva. Și poți să înveți din da. ele. Bă, dacă a fost greu, asta chiar s-a întâmplat. Da. Uite, omul ăia a fost foarte greu, ca așa le mai zic, filme bazate pe povești reale și motivaționale, că po tu poți da. să înveți din greșelile altora sau din lucrurile bune pe care le-au făcut. Da, zine sincer, ai văzut cap coadă absolut toate filmele pe care le-ai recomandat și pentru care ai făcut videouri? Nu. No. Nu, no, poate. Am avut filme la care m-am oprit, nu știu, la. Ce am încercat, da, sau l-am oprit, așa, da, și zic, bă, mai mâine ca să știu cum se termină. Dar tot n-am putut să-l termin. Sau. Și am mai făcut doar așa. Vedeți că a apărut film. Eu de multe ori spun la final, merită să-l vedeți, sau. Uh, 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 mai a impresionat, mi-a plăcut faza asta, îmi place că e actorul ăsta, Că sunt filme mai puțin bune, ca să nu zic proaste, sau care nu mi-a plăcut mie, dar mi, mi place de actor, sau îmi place de un personaj de acolo. Și atunci, de aia, mai spun că merită văzut. Dar nu, am avut filme pe care le-am început, am mai încercat de două, trebuie să, de două, și nouă. Cum e, 365 ăsta, nu? Uh, Urmărindu-ți feed-ul, mai ales pe, pe TikTok, acolo ai grosul de uh, content. Uh, am observat că filmele românești sunt într-o proporție mai mică. Bănuiesc că se datorează faptului că nu sunt atât de multe. Da. N-ai pătura așa de mare de unde să alegi. Dar există filme românești pe care le eviți? Zici, bă. Adică să zicem că e foarte popular un film, da. dar eviți să vorbești despre el din vari motive. Asta e una, dacă noi nu avem, noi românașii și România nu are o bibliotecă atât de mare. Acum, în ultimii 2-3 ani, da, avem și noi filme care apar constant, în... avem filme românești constant în cinematografe, da. ceea ce înainte nu se întâmpla, plus Netflix-ul și celelalte platforme au câte un film, două noi apărute pe platformă și de aceea acum sunt din ce în ce mai multe clipuri și de ale mele despre filmele românești, dar să știi că nu prea îmi nu prea plac filmele românești sau nu m-am uitat la cele vechi care sunt cu tema asta, cu Ceaușescu, cu teme din astea, cu comunismul, cu nu m-au atras. Adică am preferat să știu poveștile de la oamenii din jur care au prins tata, mama, bunici decât să mă uit la un film, că iar filmul, ca și orice film, poate să te inducă și în eroare sau să-ți prezinte doar o latură da, a da. ce s-a întâmplat de fapt. E bine să le mai știi, le mai mă uit, dar astea nu prea le evit, astea cu tematice istorice și nu prea nu Adică dacă scrii pe, pe Netflix Ceaușescu, mm -hmm. găsești foarte multe filme nu știu dacă am văzut două sau trei din. Că sunt multe povești, biografii, dar nu sunt atât de acurate cât sunt. Dar ești mai subiectiv când vine vorba să faci o la un film românesc decât la un film străin? Da, păi că mă întâlnesc cu oamenii despre care vorbesc <laughs> și ce zic ceva urât, că acum cam, da, am fost invitat de fiecare dată când sunt premierele filmelor, am fost invitat. Și cum ar fi eu să primești și invitații și să spun ceva urât de film? Nu dă bine, și atunci am grijă să, poate și dacă mie nu mi-a plăcut filmul, nu înseamnă exact cum am păi, început noi. Nu Bă, mie nu mi-a plăcut. Că cum... nu bun. Exact, m-a prins într-un moment în care nu aveam eu să văd tema asta. Este de percepție de cum vede fiecare. Da, zic, păi, e mai bine să știți că a apărut ceea și o susțin. Indiferent cât de slăbuțe filmul românesc făcut sau pe care l-am văzut, păi e bine să mergi să-l susții cum postul. E pe YouTube, un click, uite-te la el, 8 minute, 10 minute, jumătate de oră cât are o oră, uite dacă e un film mai scurt, dacă sunt lungmetrajele care apar în cinematografe, marțea e biletul 15 lei sau 19 lei, da, nu e o avere. Bine, nici de 35 de lei, lei nu e o avere, da, adică nu e da. ca da. și cum mergi zilnic la film. Și dacă noi susținem pe ai noștri, pe românași cu filmele noastre, adică nu o să se întâmple să avem mai bune. Că trebuie să începem de undeva, că exact cum ai întrebat tu de primul meu clip. Eu dacă mă uit la primul meu clip făcut acum 3 ani jumate, 4, sunt la modul, mamă, cum am putut să mă filmez așa, uite-te cum ce tricou aveam pe mine, dar dacă nu începeam de acolo, nu puteam să ajung aici, nu că sunt eu la un nivel mai, dar ca să pot să... Dar știi că toți vlogării mari, care acum sunt mari, au făcut Dorian, Shelley, toți, s-au apucat mimi la un moment dat, s-au apucat să-și facă review-uri la, la primele da, da, ba, da, dar sunt e atât de mișto să vezi că cineva are puterea să se analizeze, bă, mega subiectiv. Da, să da, 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 și auto, să ai o autoironie, de auto Da, exact. Și eu sunt, da, și eu sunt la modul ăsta. Și e normal, e bine să vezi de unde ai plecat sau mamă, eu nu mai vreau să știu ce am făcut. Nu, că face parte din mine, bro, eu am fost și atunci. Și dacă nu începeam, nu eram nici ăsta de acum. Și cred că așa se întâmplă și cu producția de filme, cei care au un film mai mic, încep cu un film și după au succes cu unul, bubuie cu unul, da. să se uite cu mândrie și la cel mai da, da. slăbuț. Face parte din tine și înveți, exact. De asta zic și de aia trebuie să le susținem filmele astea române. Și mi se pare că suntem mai îngăduitori cu ai noștrii, pentru că suntem conștienți. Băi, noi nu suntem nici Hollywood, nici măcar Bollywood, nu suntem. Da, atunci, avem studiouri de film sau cum ce mai e pe din nu, putem să, da, nu, nu putem să ne comparăm. Sau uite, noi ce mai facem? Au venit, a fost serialul Wednesday, s-a filmat în România și noi ce le-am făcut producătorilor, nu știu, cu mâncarea, cu costurile, cu, adică am încercat să furăm sau să facem cât mai mulți bani și acum nu mai vin la noi. Iar pentru industria noastră asta o, e un minus, da, e un minus. Și de azi, măcar noi cât putem, noi oamenii de rând, să susținem pe cei care creează ceva. Că asta e o artă să faci un film, indiferent cât de mic ești tu casă de producție sau echipă de filmare sau timp Din tot ce ai văzut filme românești până acum ai în minte unul care te-a impresionat mai mult decât celelalte? Asimptomatic Nu mă aștept, m-a surprins finalul de la Asimptomatic nu că sunt aici cu voi, da. Da. Da, da. E, nu cu, cu împușcătura aia m-a spart, da, nu m-a așteptat și foarte bun, da, și aia, nu m-a nici la ea cu ochii după aia la fetiță. adică era iară ceva ce m-a surprins, dar așa n-am un film românesc care să zic că să mă surprindă. Eu am râs mult și la, dacă știți ăsta al Liviu Vârciu când bea el o soluție, fa, că nu vine cum să nu nu, nu să la cu uh, zăp zăpadă ce și dragul. Bă, chiar am râs. Chiar am râs. E genul de film pe care nu l-am văzut în cinema, nici nu știam când a fost, l-am văzut când a pe Netflix. E și eu la fel. Mamă, și chiar m-a spart de râs. Adică am avut multe... Deși cu soluția aia cum a părea super ciudată și o vedeam că e făcută aiurea, dar e, -o fac da, o da dar glumele și replicile și astea foarte au. Al... Da. Mai, și, și chiar e bine acolo să vadă ceai și dragoste, trei personaje diferite, mamă, foarte bune, foarte. Uite asta, mi-a venit în minte, și că știu că se face și partea a doua. A, da, uite, da. nu știam bine de știut. Da, Super. Dar, în general, când te uiți la un film românesc, povestea sau modul în care e făcut? Povestea, povestea primează, da, da, că poate să fie un film low budget, cum, uite cum e asimptomatic, L sau no budget. <laughs> low sau no poate să fie budget, dar dacă ai o poveste bună, poate să te surprindă și cu un final. Adică, cum ți-am zis, nu-mi plac astea clișeice. El cu ea se ceartă la început, creează ceva împreună, pe la mijloc chiar e o, o ceartă mică și la final rămân împreună și erou, e cu fata. Nu, îmi plac astea care sau mamă, nu m-aș fi așteptat la asta sau că bă, dar ce idee bună și nici nu, adică poți să faci niște tranziții doar că e un cameraman bun, un scenarist, să fie oameni care, cărora să le placă filmele atât de mult încât nu, o, -o să-ți trebuiască să ai o școală, să ai, o, să ai cum ai zis, un studio mare, să ai efecte speciale top. Da, dacă ai făcut din poveste și din tranziții și te plimbă și tu simți și că asta e cumva filmul e și să să ai la final să zici, păi ce mi-a plăcut, că să te regăsi de cele mai multe ori filme de succese, că s-au regăsit unii dintre ei și astea cu supereroi. Că unul e nu doar care are puteri, e și că e bun și că ajută și că încearcă să aibă grijă de unul care vine din spate și la e puțin rău și să-l aducă pe drumul cel bun. Astea nu-mi plac astea așa, care nu țin neapărat de un clișeu, de ceva, o să se întâmple mereu, băiatul cu fata rămân împreună, la îi bate pe toți, pe, pe toți răufăcătorii și salvează și nu, e bine să mai moară cineva, e bine să... Da, mai, mai o colivă, exact. mai o Exact, da. O... Mi-a dat, mi-a dat pachet. Da, mi-a dat, mi-a dat pachet. <laughs> e incredibil cum a ajuns și de succes. A, simți că în momentul ăsta, în 2024, îi boom, e un boom al uh, cinematografiei românești și se duce în sus? Da, tot să mai vin Adică din ce știu și mai urmăresc, urmează Mihai, Mihai Bendeac să facă film pentru Netflix. Da, ceva cu căsătorie, ceva. Da, Netflix face serial în România cu echipă din România. Adică e exact e momentul în care, adică, uite, doar ca să dai seama, cei care au format YouTube, Bromania și cu Mircea Bravo, au făcut anul trecut două sau trei filme. Da. E, păi nu e, nu e un pic Bă, nu ăștia care au fost primii pe YouTube acum fac și primii filmele? Că acum ei cumva și-au dat și ei seama că e o nișă și românii vor să vadă filme, ai și platforme, dacă se face și platformă românească unde o să fie, o platformă unde o să fie filmele românești ca să poți să le închiriezi, adică e cumva, acum se dezvoltă, asta, e chiar doar început. Deci au părut foarte multe, o să se mai și trieze, că unii... Uite, și povesteam cu cineva cu CNC-ul și cu banii pentru filmele românești și pentru... Deja câștigă mai mulți debutanți, adică dacă mergem noi tineri care nu au auzit nimeni de noi, avem șanse să primim bani să facem filmul nostru, dacă povestea e bună. Dacă ai un script bun, nu contează cine e sau cum te cheamă, poți să primești. Eu mă aștept să apară chiar o aplicație pentru filmele din România pe sistemul cum a apărut, a apărut Comedy Box. Nu mă așteptam să apară, da, cu asta de stand-up. Nu mă așteptam să apară atât de repede, mi se pare că e recent, adică no. e greu, nici Netflix-ul nu are, nu știu, câți ani are netflix în România. Nu știu. Da, 17, 8, ani, 9 ani 6. ani. Nu are să zici, mama. Nu e unul, da, 9, 6. ani. Da, are da, majoratul, nu are, nu are, nu are buletin. Da, n are buletin, da. Și atunci, cumva mă aștept ca pe viitor să apară cineva care să dezvolte o aplicație. Mă gândesc la un producător unde să putem să ne urcăm filmele și să fie accesibile? Da, dar vezi că e YouTube-ul. De ce să, dea, să, fie o aplicație? Iar o iau acum așa, dar o discutăm. Deci dacă tu pe YouTube poți să ți-l pui gratis să ți-l monetizezi, de ce să-l pui pe platformă unde oamenii să plătească? Deja sunt super puternici Netflix-ul, Prime Video, adică există platforme și din străinătate care pot să-ți cumpere filmele. De-aia, uite, când vrei un film să fie la nivel tată mută munții, uite mi-a adus aminte acum, au fost prin 24 de țări, e film românesc și a fost nominalizat, că m a întrebat, dar nu că la Oscar, dar Cannes ceva a luat niște premii și prin străinătate și cu actorul ăla cu barbă foarte cunoscut de prin serial de pe Antena 1 și el a fost locul nu știu câte săptămâni în mai multe țări și de -a când tu vrei ca filmul tău să apară pe Netflix, dar nu doar în România, la, în mai multe țări selectate, tu trebuie să asiguri și subtitrarea pentru toate, adică să vii dinainte cu tot pachetul. Da, vreau să fie și în Polonia, vreau să fie și în Norvegia, dar tu trebuie să ai subtitrări. Acum e ușor cu, să le faci, da. Acum câțiva ani înainte când mai căutam eu pe YouTube, nu, era destul de greu să asiguri și să plătești traducători, să plătești. că trebuie și audio, cred că și audio ai văzut. Multe filme au doar Spaniolă, franceză, engleză, astea mai. Ziceai uh, mai devreme de hate. B pentru mine, ăsta e un subiect, adică eu sunt genul de persoană care citește comentarii și de multe ori mă oftic când văd că sunt oameni care dau hate gratuit, absolut gratuit. Dar vor fi mereu, nu trebuie să îmi bagi în seamă. Cum gestionezi feedback-ul ăsta negativ? Că pare că nu l bagi în seamă deloc. Pe exact, ai răspuns. Exact asta fac. Adică eu le mai văd uneori comentariile și efectiv nu-i dau like. Câteodată îi dau și like sau îi pun un semn, un emoticon. Adică n-am nicio treabă, mama mea e mai afectată că face ceva și tu. Efectiv, iată, dacă e un clip care 300 de comentarii, mai cum citește 200 din ele. Adică dă Întul dacă una. înțelegi că cei care dau cu hate gratuit sunt mai jos decât tine pentru că cineva care e mai sus decât tine nu o să-și piardă timpul să te critique că tu faci ceva, atunci o să treci ușor peste. Ăia sunt oameni care stau și sparg semințe în timp, da. se uită la... Și dacă ție nu-ți place ceva, tu de câte ori ai pe unul că nu ți-a plăcut ție ce a făcut? Oameni, dar treci... Da, da, efectiv, da, de e, este, nu? efectiv de e o platformă în care tu alegi la ce să te uiți, nu te obligă nimeni, și că nu da. mai sunt reclame în care să nu poți dai skip, să nu poți face. In, intri, nimeni. intri intenționat pe chestii care nu-ți plac ca să-ți faci da. tu da. nervi și... Și da, exact, oameni, care nu au rău. efectiv n-au ceva mai bun de făcut. Da. Mi-e pare rău de ei, că e, e cred că ai, e, 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 da, au ceva traume acolo Asta. ca să, aibă timp să te înjure sau să-ți lase, adică nu mi place ceva, mai, mai pierzi și timp, că tu cât lași comentarii, se de mai aude clipul de, pe sau. oricum nu are altceva de făcut, da. deci pentru A, el nu-i pierdere de ajută, timp. ajută, ca și engagement e top. Chiar nu am crezi să... în aia că there is no bad publicity, nu? Da, e chiar foarte, foarte... Da, chiar e, adică e testată de cei mai mulți, adică fac și eu un studiu din ăla că și dacă tu vrei să afli răspunsul corect și pui o întrebare pe net, e mult mai rapid dacă tu dai răspunsul greșit, alții, oamenii Imediat sunt... Imediat te corectează. Da, să te corecteze. Da, Era un, din asta, un studiu, nu mai știu cum se numește, că e o teorie de al care a zis-o și are logică. Gen, tu dacă vrei să afli răspunsul corect la o întrebare, nu pune întrebarea, dă răspunsul greșit, pentru că o să fie alții care nu mă te corectează. Nu e așa, că eu zic, ce o să roz? Nu o să fie unii care zic, da, e roz. Cei mai mulți o să zic că, băi, ești prost, vezi că e negru. Și ai aflat răspunsul, știi? Adică sunt oamenii se, se grăbesc mai repede să te corecteze decât să te ajute cu informații. Să te corecteze și să te critice. Exact. Da. <laughs> A, știu că ai fost pe platouri de filmare la mai multe filme în România, corect? Da, da. da. Ce-ți place, ce nu-ți place? Fom cumva o, o, o recinție, uite, știu. cum e behind the, o recinție la behind the deci, scenes. Deci eu îmi doream foarte mult să merg, de aia așteptam, adică aștept că o să facem și noi cu Timișoara Film Society, o să facem filme. Adică mie mi se pare că e o e atât de fain ce se întâmplă în spatele camerelor și dacă e fain în spate o să fie fain și ei în față și am fost, uite, chiar la serialul ăsta nou care o să apară, o să apară pe Netflix și am rămas șocat că e o armată de oameni, dar fiecare știe ce are de făcut, unde trebuie să stea, cine de cine ascultă și era, chiar la un dat, nu mai știu, era un producător, cineva îi spunea, dar de ce nu îi spui că tu ești producătorul? Păi el e mai înalt decât mine, eu nu am voie să-i spun nimic. Dacă mă întreabă, o să-mi dau părerea dacă nu mă întreabă, nu-i spun. Adică nu vreau, nim nimeni nu se deranjează pe nimeni, fiecare își face treaba. Ei sunt angajați acolo pe zile, pe ore și fiecare sunt profi pe domeniul lor. Adică nimeni nu se bagă în grădina mea, nimeni nu se bagă în pâinea mea. Și, deci chiar am prins o fază asta, mi s-a părut super tare, că era o scenă în care se deschidea ușa. Și de fiecare dată când se deschidea ușa, se vedea cameramanul, se vedea reflexia camerei în ușă. Unul se a mutat în stânga, unul mută în dreapta, unul nu știu ce. Și pe unul stop, prima dată mută în stânga n-am mai zis nimeni nimic, pentru că ăla, ăla, era ăla care avea o cabină din asta cu ecrane peste tot și se uita. Și l-a zis, a, am mut acum mai așa. Dar a luat toată secvența, vine mașina, unul de acolo, vine cu camera până lângă mașină, după aia mută pe ca. Adică era o armată de oameni și tot știau. De unde am plecat? De la, Tu ai plecat de la punctul 0, tu te întorci și fiecare se întorcea la locul lui. Mai tragem o dată. Iar toți acolo, schimbă camera, iar voi, retrageți-vă și începeți iar. Nimeni nu comenta. Adică, E tot, e, îmi, place, na, îmi plac lucrurile astea care sunt făcute super profi și fiecare știe care, care e pâinea lui, care e treaba lui și mi se pare că fiecare, dacă dă tot ce are mai bun unde e el pus, o să fie bine. Dar dacă mai facem și un brainstorming de ăsta, dar nu o să vii în timp ce filmează, și eu sunt atent la un cadru, tu să vii să-mi spui, Bă, până, de ce n-ai pus camera în stânga? Bă, așa am gândit-o eu acum, dar ascult și de ce zici tu și hai să încercăm, să încercăm. că poate să iasă. Da. Adică dacă am tras de 10 ori din 10 cadre nu pierdem mult timp dacă mai tragem că un cadru, cum ai, cum ai spus și tu, Alice. Adică e bine să ascult de toți, dar câteodată, bă, dacă ăla care are ultimul cuvânt a spus nu, nu rămâne și n de ce este super. Că asta e chestia. Bă, de ce sunt super? Că ăla să -și sparg, o să ia parfurii în cap dacă este produs în la final film. Dar nu, eu și uite, iar am cea mai rămas eu fascinat că nu sunt sunt mai mulți scenariști la un serial, adică două episoade, e un scenariu, da. două. Și zic, mamă, ce tare, tocmai ca să. știi că de multe ori ziceai într-un serial, episodul ăsta nu mi-a plăcut așa mult, sau episodul ăsta n-a avut dramă, sau n-a avut ceva twist sau acțiune. Și acum eu văd și acum sunt seriale în care episodul 1, 2 și 3 sunt uh, scrise de cineva și uh, director e cineva, După aia la 7, 8 altcineva și zic, mamă, ce tare, tocmai cumva că cred că, iară, ca să ajungi la mai multe genuri de oameni. Da, multe idei, mai da. nu e... Mi se pare atât de tare că iară ei scriu și între ei, dar unul face la final corecția final. Tu poți să fii cu o tăietură când povesteam noi cu Dodo, la altă dacă țicon, dacă nu ți con. da. doctor. Da, doctor Doctorul script. Da. Și asta mi s-a părut tare, că e grea. Uite, astăzi avem scenarii și director pe, pe set pe X. Mâine vine altcineva și el vine cu echipa lui, altă echipă. Ce zic, uai, ce tare. Că sunt atât de organizați, și aia mi se pare. Dar organizarea asta, să știi, bă, mâine filmăm acolo de la ora asta. Trebuie să vină toată lumea asta, la ora asta se mănâncă. Adică e. Te-a te surprins profesionalismul ăsta în România? Da, nu? da. Adică nu mai fusese uh, în alte țări, dar mi s-a părut exact cum mi-am imaginat eu că e. Adică, mai bine mai bine. Da, da. Tot. și toți cum nu vorbește nimeni acum, mam, o liniște, auzei musca. Adică, și îți deau șoșon din aia ca să nu murdărești, ca afară plouă, nimeni nu se mișca, că dacă mișcă cu aia cum aveai cu pungă, iar se auzea. Deși ei foloseau microfoane și mechete, dar preferau să nu ai nimic ca noi din asta pe care nu-l vei gălăgie din asta din afară. Top, îmi place foarte mult. Uh, cred că e momentul. Oh, wow, momentul. Uh. Să mă faceți că... Ce păcat că nu puteți bine. Da. Tot am vrut să o fac. Ah, nu e picant. Am eu Ai, mănânc picant, n-am treabă. Mânci azi, suferi mâine. Da, a, da. A, da. Ustură și la <laughs> intră și la ieșire. Îmi dau câte una pe rând. Bun. O citești. O, o foaie, nu. O fai, nu, nu, da. <laughs> <laughs> nu, nu, fără violență. O citești pentru tine. Așa? Ai răspunsul cu voce tare. Dacă nu vrei să știm, să știe. A, la ce am răspuns? La ce ai răspuns? Mâncăm iute. Bine. Eu. A, a, dar ce, doar eu mănânc sau și... Uh... Nu, Mânc doar și eu. Tu. Dacă vrei așa lista, eu o eu să Dacă cu nu pot să beau, măcar să mănânc. Deci o citești, dau răspunsul. O citești pentru tine în gând. Da. Dai răspunsul cu voce tare. Da. Dacă vrei, o citești cu voce tare întrebarea, dacă nu, dacă nu, iutec. nu o să știe nimeni ce ai răspuns. nu, o citești și dau și răspunsul. Da. Pot? Da. Cu cine nu ți-ai asociat niciodată imaginea pentru nicio sumă de bani? Păi e cea mai uh, recentă, că de-aia o am și tot o țin și o spun mai departe de câte ori pot acum, că mai vorbiți și în fața tinerilor. Nu mi-aș asocia deloc imaginea, și, mai ales că eu am muncit curat la imaginea mea 3 ani, 4 ani, cu jocuri de noroc, cu, cu, pa, cu, pariurile, nu știu, asta cu sportul, iarăi, că face parte, că pui că joacă steaua, că eu sunt stelis, mă uit la fotbal, sunt microbis și parcă atunci când ne strângem toți băieții, punem pariu că se să câștige, adică ai o miză și te uiți cu alt entuziasm la meci de asta cu jocuri de noroc, cu aparate, cu ruletă, nu, niciodată și am primit mulți bani. Adică acum am mulți bani și iară stăteam pe gânduri, băi, ca și cum mamă, eu prime, aș face șase luni de muncă de-a mea sau de salariul jobul meu. Adică eu aș lua bani ăștia la lucru, trebuie să merg 8 ore pe zi timp de șase luni ca să fac bani ăștia și ăștia mi-ar da să fac două clipuri. Sunt bani ușori. Dar iară, de ce sunt ușori? Că banul, de e banul e ochiul dracului și eu zic bă, cum ar fi să fac acum reclamă la bruletă sau la jocuri de noroc și eu mâine pun clip cu Luca că mă plim prin par și că îmi cresc copil. Și că nu e ok. Mă, e vorba aia, știi, ne plac banii, dar nu cu orice preț. E, exact. Și mie mi am mai zis un prieten, a mea o vorbă bună pe care mi-am băgat-o. Bă, mor de foame. Adică n-ai ce să mănânci mâine ca să iei banii ăștia, că dacă n-ai, dacă ești acum în gaură, rău de tot, te dau ăștia afară din casă, știi cum se pun în filme, aia pe da, ușă, Bă, fac două clipuri, iau banii și am dat direct să nu mă dea afară din casă, că ține să supraviețuiesc -ți eu. Dar cum îți explici că oameni care chiar fac bani, și vorbim de oameni, cu mulți, nu... Da, dar și Dorian Popa a zis, are a recunoscut, a greșit, nu o să mai facă. Dar sunt care încă fac... Dar el El la, la, la liberă alegere. adică. Dar eu faci che e o mai... chestia asta nu înțeleg, acum o să dureze mai da, mult. Da, da, da. uh, care e care care chestia nașpa aici că... -și ruleta și nu te obligă nimeni, tu te duci de bun în foie, da, adică da. tu poți să, poți să te abții. Bă, mă duc și bag doar 500 de lei, nu trebuie să bagi 5000 de euro. Da, A da. Acu e prostia, alu aia de dețin jocurile nu de noroc sau ia e, E, a ta. e, e a ta, ăla care te duci și bagi și nu te mai poți opri. Da, eu dar înțeleg ce că e boală. E... Aia zic eu, că e boală, că nu zic, încep și tot zic așa, cred că. Păi e o adicție, la fel ca și fumatul și alcoolul, dar e, e o chestie, dacă yes. vrei cu adevărat să te lași, Watch. te lași. Și eu cunosc. Și eu am jucat. Eu când aveam 18 ani, pariam pe Serva Simonei Halep. Gen, la, la, 20 de ani aveam, aveam salariu 15 milioane și eu param, pariam 25 de lei pe Serva lui Halep. La 20, 25 de lei se duceau așa, efectiv. Servea Halep, pst, îmi, scă, îmi și Da, după aia am zis, mamă, ce retardat ești, Florin, după aia când mai rămâneam cu 7 milioane, trei milioane, hai mă, lua aparate, că o să-i mulțesc. Și nu se întâmpla niciodată asta. Și am avut mai mulți prieteni care au putut să scape. Am zis, bă, n-am făcut bani, că eu știu acum și unii care au făcut foarte mulți bani din asta. Păi sunt unii care citesc cărți despre ruletă, despre poker. La poker sunt oameni inteligenți și care cu eu. Cu... Da. și da. eu cunosc care trăiește da. din poker. Da. Și da. trăiește bine. Da. Dar uite, acum n-aș face reclamă la asta pentru că cumva mă gândesc că banii ăia pe care compania mi -i dă mie are de la niște oameni care s-au nenorocit. Știi, pot să o gândesc așa și atunci eu sunt, deși, mama, aș lua niște bani, aș face banii ai ușor, zic, bă, poate după aia un brand curat, o ciocolată, o... iar că și cu ciocolata acum sunt unii, mamă, faci reclamă la ciocolată, că nici ciocolata -e bună. Bine, da? nu i bună. Bine, nimic nu-i bun, da. dacă e tot ce, deci, am am bună. Asta, că, bă, ce e în exces nu-i bună. nici mâncarea în exces. Zic, bă, dar ciocolată, cine nu mănâncă ciocolată, frate, adică cum? Păi, tata, eu nu la cacao și tot mănânc Ma, Nu, e ceva, adică să mă asociez cu asta curată n-am nicio treabă, dar nu cu... Da, eu cred că e asta, ce zici tu. Mie mi da, si se pare că în momentul când faci o asociere ta, greșită, e foarte greu să revii și să faci o asociere clean după Da, nu dar nu, ai, nu mai vrea brand să te asocieze cu tine. A, asta a făcut la jocuri de noroc. Eu, nu, eu sunt Vodafone sau eu sunt cine, Cin Cinema City, nu vreau să mă asociez cu cum se mai întâmplă acum, cred că nu mai vor în filme să facă reclame la din asta. s directivă din asta, să nu mai pui în filme ruleta sau nu știu care. Adică știi că făceau în timpul filmului reclamă la... Da, 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 da. Dar e și mănânc, dar când am A, ce? să nu citesc. e... <laughs> nu, n nu, n-am -am, -am niciun, niciun, da, nu, iar, dar eu punem pe unul să curc cu eu. Dar dacă am vreun regret, nu, în ce campanie regret că am fost implicat? Nu, regret în că mi l-am ales, adică am refuzat, uite, când o fost eu, după aia să mă simt eu cu mucii pe căciulă, că o să zică oamenii ceva nasol despre mine, am preferat să nu. Adică, da, mă deranjează, Adică nu mai am nicio treabă cu haterii ăștia care eu fac un top 5 filme și nu îmi scrie mai du-te de yeah. filmele tale. prostă nu are nicio treabă, nu o ascund Dar eu dacă aș face reclamă la ceva și nu îmi scrie, bă, dar eu la fica mea că fură bani de la mine și se duce și se bage la ruletă, că filma... fica mea avea încredere în tine că tu ai recomandat filme bune. Și acum a luat bani ca să se joace la aparate. Asta ea aș avea, că ea fica putea să aibă ca și scuză. Bă, mama mea, am avut încredere în Florin până acum că ne-a recomandat chestii bune ne-am uitat la filme faine, nu știu ce. Și acum fata a luat bani și a băgat la ruletă. Și eu cumva, cu, na, ăla e un comentariu care e puțin de hate, dar mă și critică, da. Mic, da. da. Și atunci prefer de asta, nu, am, am grijă ce aleg și chiar nu, am un din asta cu campaniile curate, Nu-mi pare rău de nimeni cu care am lucrat. Ba, Ma, mai pare de unii rău că le dădeam eu chestii bonus. E pus cam puțin. Da. Le-am făcut eu chestii bonus, <laughs> dar pune din altul după aia. <laughs> Asta e Ăsta e și oțetit așa eu îl simt oțetit mai mult. Nu știu, eu nu pot mânca este, așa că... Ăsta e... Mi se pare că dă în oțet mult. U. Da, am adică a nu a e atât picant cât e oțet. Da, e drept. Da. Așa... Asta-l mai... Hai, mai avem trei. Hai. Eu le gust pe toate până răspund eu. Cine este cel mai prost actor din România? Bă, cumva, nu sunt, <gântu -i> nu e nici jobul lor. Da. Hai. Eu ți-am mai nu zis că Nu Nici nu zic de ăștia cu care poți să mă întâlnesc față în față, chestii, bă, să zic, că ești un actor rău, că nu e meseria Uite, că mă văd cu Shelly sau se văd alții și zic, bă, zice și el, bă, eu nu sunt actor. Dar am apărut că e filmul meu. Adică de ce să nu apar dacă e filmul meu și știu că îmi fac și marketing mai ușor după aia. Ei, e și o chestie noi de pe ce poziție criticăm da, actorii. Exact. Adică nu avem actorie, nu am terminat-o. Ok, poate avem înclinații ceva, vezi... dar nu pot să... Eu acum tot vreau să fac curs din asta de actorie și văd cine face cursul și mai scriu și nu-ți găsesc nimic pe Google despre ei. Ne-ar plăcea să fiu cu Bromania și cu ca cu Mircea Bravo, să l văd cu Bendeac, mi se pare cel mai bun dacă ai între, Da, aș vrea să fiu cu Bendeac când, acum când filmează el. Mi se pare, bă, poți să înveți de la omul ăla care e actor de teatru, dar doar gândește ce a făcut pe TV, cu toate e show alea mondene, gândite de el, scrise de el și jucate de el. Și e e... Da, uite, drăgulin. El centrează, dă cu capul și marchează, adică e. Bendeac nu, e deșit, e foarte bun. Și uite, dacă te uiți, dacă te uiți la el, din nou, la Mircea Bravo primul film, Mircea Bravo al doilea film, altceva, Bromania primul film, Bromania, Bromania al treilea film. E, deci dau seama că și sunt din ce în ce mai buni, că uite, au mers în străinătate și aia... Ei acum pentru tati part-time s-a părut incredibil de tare că au avut uh, trainer pentru actori, adică cineva care stătea și să învețe pe ceilalți cum se joacă o scenă, cineva cu o școală de actorie, da. ca să, pentru că... Tu ești actor de teatru sau ești actor, dar ai mai jucat în. ai făcut actoria, dar n-ai jucat niciun rol să fii prezent. -ai, ai jucat doar la, la nuntă, da? Știi? sau la... ai făcut reclame. Știi? <laughs> și atunci, să ai pe cineva care să te învețe cum să joci, cum să, cum să gesticulezi, cum să ai o reacție, cum... mi se pare top. Și iar că aducem la nivel din străinătate. Deci Ce nu poți numi pe nimeni cel mai prost. Slab, nu prost. Nu știu pe cine să. Se... Mm. Eu... nu joacă bine, dacă e așa. Dar, dar așa nu e actor. Băgat. Păi nu e actor, adică, da. Dar cum? Că n adică nu asta l-a, în... la, lansat pe el, serialul. Da, dar da. în serialul, serialul așa atât, în rest. Da. Dar el, na, da, așa e de personaj. Poți să-l bași ca și personaj. Băiatul, musculos, frumos, bronzat. Cunoscut? Po da dar nu e actor, nu e meseria lui și noi nu știu, așa actor, mie mi îmi place, iar nu știu ce să zic care nu, dar Alex Bogdan iar mi-e -mi place foarte mult, da, care el a jucat în da. Mondenic, da, da, e mamă, bun. e... Ps, -ai, mie mi place foarte mult da. Și el are iară povești cu teatru, care a făcut sacrificii, că mama a murit sau era în spital și el tot s-a dus, adică nește din astea și da, arta cere sacrificii. Deci nu avem actor nu Avem actor proști. toți buni, mă, omule, dar pe România toți îți buni. Deci dacă le citește pe toate, eu no, mai ca de nu. <laughs> Bă, te mâncă acolo picant. Asta poți să-mi pui așa că nu o să citesc. Ce, dacă dau pune răspunsul... Nu mult, Deci dă răspunsul astfel în da. încât să nu se prindă nimeni da. care e un Eu ce-a anul ăsta, 2024. Nu. Atât. Nu mai zic nimic. Dar iar îmi pui din asta ce am că nu place. Pate, pune, pune, ceva ce Hai, place. Hai să facem combinații. Da, facem și cocktail. Facem cocktail. Eu sunt expertă la cocktail. Nu, nu, nu. Oricum, de la ăsta mă ustră puțin limba. De la care? De la, la al doilea, cred că l-am avut pe ceva. Am okay, uite, combinat. Da, nu vrea, știi. Ce? Zi, să fac fază din aia cu pe pe. <laughs> pe cameră. Da, okay. cu pe. Râd de Mario liniștit. Dragă, <laughs> și mult mi-ai pus pe asta. <laughs> și acum plec pe pantalonii lui. <laughs> <laughs> și ultimul, asta da, râd dacă, dacă, impecat, dacă citești ceva. Nu, 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 eu voiam să-l gurci pe ăsta. Ah, și n-ai nice, întrebarea asta. Ai um, Puși întrebări drăguțe? Da, una. Asta, da. ultima. Ce drăguț! <laughs> uh, um, <laughs> <laughs> eu am fost și la casting pentru un film. Uh, nu. Bă. Întrebarea e așa. În ce film românesc în ce film românesc produs deja ți-ai fi dorit să joci? Păi, în toate, orice filme aș În asimptomatic e aici, dar nu știam, nu ne cunoșteam noi. Dar eu am fost și la un casting la Haita de Acțiune. Cu România am scris când o postat o odată că sunt la repetiții, fac casting, nu știu ce. Uu, ce vrea, mai ia, mai ia -și, că uh, și zice el, păi hai la casting. Și m-am dus la casting la București, am dat proba. Eu și ne mai fiind la niciun casting niciodată, că asta e o greșeală cum faci mai multe clipuri, e bine și să te mai duci la multe castinguri sau ca la interviuri pentru job. Ce <coughs> Că am un prieten care e expert în interviuri. Așa poți să fii și la castinguri și să iei, că de -aia sunt actori care apar în mai multe filme, că deja sunt buni la castinguri. Eu ne fiind, ce am zis eu, mamă, eu învăț asta pe de rost, nici nu mai au, deși ei toți ceilalți erau cu foaia în față. Și eu, nu, că eu sunt deștept, mai sunt mai șmecher și o să zic așa. Și am zis replica care era a treia, în loc să zic a doua a, și zic, put dar, cumva eu mi-am dat singur cu șutul, dar nu e ca a fost rău că după aceea mai citești o dată sau joacă încă o dată, ia-bă foile și citești, mi-a zis. Adică să a fost surpriză. Dar în, la Haita de acțiune, pare rău că uite, a am, am fost la casting, dar aș juca în orice film, românesc. N-am nicio treabă. Deci contactați-l. Da, dacă nu fac, cum fac Fac, fac, eu. Fac, eu, fac, 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 eu. uite, mai are curaj! Bun. Al doilea joc. Uh, tu cu mâncație, tu cu asta. Nu, nu, nu mai mult. Da și mie, bă, că tu mi-ai poftă de iuțeală. Să nu ne sunt dimineața, că ți-e rău mâine dimineața. Nu, am și mucii. Pe Ralu s-o o veni cu ideea. Bun. Uh, vreau să descriem asta. Ce am zis, eu cu filmele românești acum. Uh, eu și Alisa, luăm pe rând, îți descriem un pic câte o scenă și, și vreau o să, să... Ghicesc. din ce film este. Da, am înțeles, nu mai ai dat cum e 990. Nu. Mm. Îți încep așa, Doi frați se ceartă pentru că unul dintre ei a organizat o petrecere. Clau și Băruso. gura Bă, la da. da. Era asta, era sigur. Păi a început și ușor cu primul. Ce cu gura plină, nu e frumos cu gura plină. Un tânăr este răpit uh. de o puștoaică care era fan al lui, l-a legat. Mi-a dat pe lui. Un tânăr este repit de, de o fara lui. De, da, de o puștoaică care era nebunită după el și Asta e asta cu, five gang, cu Five Gang, de Crăciun, nu? Da. Dar nu știi că nu l-am văzut? Nu l-ai văzut? No, nu, nu no. m-am uitat la el. Că era printre primele filme, știam că a fost făcut efectiv pentru copii, nu ei au jucat bine și nu l-am văzut. Dar știu povestea nu mare și am văzut că au jucat toți. Adică da. a fost primul film românesc, toți au fost Micuțu, ăsta, Zidorian, toți. Da. Haide, deci, lea. înainte de examenul de bac, trei fete fac o escapadă de la mare pentru a se distra. Tipic Ma, românesc. știu, da, și știu și scena în mașină cu decaputarea. Da, 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 aia da aia cu decaputarea. Da, dar nu, nu știu numele filmului. Ce ne facem de telefonul toată ziua? A, selfie se numește, exact. l-am văzut, da. No, dar exact. nu-i selfie 69 sau selfie, cumva da. scrie așa, da, da. da. Bun, nu știu. Da. Uh, da, ești mai praf ca mine pe film. Nu, eu, da. <laughs> Protagoniștii află de la televizor că au câștigat premiul cel mare la loto, 6 din 49, însă bilete câștigător se află într-o borsetă auziși, ce mi? a fost furată. Oh. A, ah, cu neamărit miliardar! Oh. No, no. no, no, nu, 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 ăla e cu frază. O a apărut... Două lozi, am primit un pont. Și a apărut și, și partea a doua, nu? Da. da. Mă crezi, da. n-am văzut nici primul, nici doi. Nu? No? Nu. No. Și știu că în e ăsta și mi-e place de el. Cei la România au talent, da. Zim, cum e, cum îl cheamă. Uh... De la România au talent în juriu. Tu ce faci și cu va... mult autocarul. Parcă, -l parcă -l văd în față. Da. Hai că îl știi pe da, el, îl știi, da. Mamă, cheamă. Ești prima că când am pus la Nu știi? Eu n-am televizor acasă, nu știu. Un, da. film ce un bărbat cheamă... ce se îndrăgostește de o actriță și pleacă în București să o caute și trece printr-o grămadă de peripeții E, e comedie E recent bă, <laughs> Nu mai șopiți Nu șopiți acolo Asta e ca la ora bă? de română Nu știu E un tânăr care se îndrăgostește De o actriță Are un rol la el acolo Are o fermă el ceva. Ram -ă, Ce slavă Da, da, da -ă. <laughs> Știi? Da. Auzi, stai liniștit, măcar nu ești cel mai slab. Da, a, da, o, -am, <gri> da. Mamă, Ramon, da, l-am văzut. Bun. cu alcool. Și ultimul, în ultimul, ultimul joc vreau să te înducesc cu bombone cu alcool. Da, poți asta, te din conduci. asta am voie și eu, că și tu Da, ai. dar sigur am? Da, sigur. N-are. ești da, cunoșt, una, da, un una, una și eu. Mai multe și eu. Sunt pentru toată lumea și pentru colegii din spate. Dar eu am vrut să... Păi, dar mi-au transpirat și palmele. Eu am vrut... A, că nu s-a așa picat. A, dar nu ți-ai făcut cocktail, să spui din ăsta, din ăsta și mult, da? Aaaa... Uh, am vrut... <laughs> Hoții! Hoții <laughs> la bomboane cu alcool! Bun, ai că, că nu, mână, că... nu mână, doar văd. Eu am vrut ca împreună cu Alisa să devenim virgilianță. Credeam că zici virgine și mă mă what the fuck? ce, 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 Aia, ce fac eu? Aia nu mai putem, fucra, <laughs> e, nu mai... Ce pot să fac eu ca să... Ca asta Dau timp înapoi. De cu si, din da. dragoste. Nu mă, virgilianță. Vrei să fii da, Ah, să fii Am promis cu din dragoste. Vrei, vrei. Asta, virgine, vrei. -a. A, era Mircea, vrei. Da, da, așa. Bun, Dai și să atunci nu faci, am... O să Ce, și răspuns acolo. O să punem uh, păi, da, întrebări cu patru variante de răspuns. Wow, N-am no, sunetul ăla nice. wow, știi, ușur. știi ușur. sunetul ăla cu tâng, ting cum da. <laughs> era acolo. Un ne ducem acolo. un pic în timp la licenii. Cine a jucat rolul lui Mihai? Ce avem așa? Ștefan Bănică, Ștefan Bănică Junior, Florin Piersic Junior sau Constin Mărculescu? Ștefan Bănică Junior. Sunt, okay. Sunt bun. Bun. Sunt bun aici. Că știu. Din ce an este filmul Libertatea? 2003? 2024. 2020? 2023? 2013? 2023 înseamnă, da. Dar a avut anul ăsta. Da. Acum a poți fost filmat în 2023. <laughs> da. da. Are voie să mănânce sau nu? Sau cum? Da, la, la de două Am ori, deja de două ori pus mănânci tu. Una. Da. Că ți-am răspuns înainte să îmi dai la întrebarea. Cine a avut rolul principal în filmul Balanța? În film mai vechi. Da. -mi. Uh, Mihai Bendeac. Răzvan Vasilescu, Șerban Pavlu sau Victor Rebenciuc? Nu. No. E doctor, joacă rolul unui doctor. Care la un moment, e un doctor... Victor Rebenciuc. Nu. No. că e film vechi de-aia am dat așa, că nu știu filmul. Deci mai zic Balanța. Da, Balanța. Mai Mihai Răzvan Vasilescu, Șerban Pavlu, Victor Rebenciuc nu e. Da, no, Ște Ștefan Pavlu. Serban Pavlu. Mamă, ce slăbău, atunci asta de da. Vasilescu. Atunci da. ăla, da. atunci da. ăla al al la al da. altul. Al N-am al da, auzit de el. Da, l recomand, e un film foarte fain. Da, dar îl găsim? Se da, e Netflix. Balanță. Balanță. Da. Ce gen este filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile? Comedie, horror, se dramă. Dramă. Bun. 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 a fost nominalizat la da, a câștigat premii. Da, au fost, da, au fost nominalizat. Da, da. Mungiu, da, da. a, -a, -a bun. Cine a regizat filmul odată pentru totdeauna? Iura Luncașu, Cristian Mungiu, că ai zis de el, Corneliu Porumboiu sau Vali Dobrogeanu? Iura. Iura. Da. A, ah, deci cele mai multe filme regizate. Da. toate bomboarele. Nu, doamne fec, mai fac și Bun, Gata, cam asta a fost. <coughs> Mulțumesc te-am Am, am crezut surgin... că mă faceți mai praf, dar... Hai, hai că te-ai da, Să zicem de un nou. De, treabă. de, da. De un nouă, hai. hai că te trec. cunoaștem nou. da, plus. Da, e de da. da. Bun. Da, mersi frumos. Mulțumim mult. Așteptăm următorul podcast. Vedem ce mai, ce mai facem, cu cine, cine va mai fi. Mulțumesc că ați fost aici. Data viitoare, fă Timișoara fără Timișoara mașină. Timișoara Film Society. Fiți cu noi. Nice. Iuhuu! Câte? <laughs> ce bine că o să-i gândească cu.